Să vă văd, domnul dezbrăcător. Să știi că mi-era dor să-mi pun căștile la, pe urechi. Da? De ce? Păi uite așa, eram nevorbit, eram, aveam multe de povestit, s-au întâmplat. Am senzația că n-am fost o săptămână la radio. Dă-ți mă, George, geaca, că mori. Moment. Trebuie să vă spunem, colegul nostru s-a mutat în Antarctica și face naveta. Și-a luat o geacă. Păi, nu să te încălziți cu tipa aia, că e pătrunde greu căldura. Dar, vezi că, uite, asta, modelul, nu e luată de pe AliExpress, modelul ăsta l-am văzut. Nu, a fost Black Friday-ul lor. A fost Black Friday-ul lor. Păi știu, și ai luat altceva. 22 de miliarde. Ce a vorbit? De fapt, pat. Da. Evident, ce naiba faci greșeli de astea. Are gluga, deci are o geacă foarte mișto. Felicitări, s-o porți cu plăcere. Da. În gluga are un dulap cu toate soluțiile astea. E o glugă de aia mare, unde exact. Mai era persoană. Cine s-a trezit la ora 6 să ne asculte pe noi? Ce este vorba de Carmencita. Carmencita, dar am vorbit cu ea în weekend. De Germania, ai. Am vorbit cu ea în weekend, gătește și aia. Vezi că vine în România, vrea să ne cunoaștem. Alexandra, bună dimineața, dragii mei. Ce mă bucur să vă aud, vă pup, mulțumim. Și domnul Turmentat, evident, există care aici. Care la petrecere, ia. Iavol, dar el... El trimite mai de cu o zi de cu așa să poate nu se trezi dimineața, poate să fie acolo. Hai să trezi, băi, viața în Pătașime! Pătașime! Noi aici avem cod galben de ceață și lumea petrece, chefuiește, aeroportul Orlando, eu n-am dormit, tu de ce taci? Tu pentru că nu ai dormit tu. Păi n-am dormit. Păi eu... da, și uite, vezi, din empatie pentru tine că nu ai dormit, eu aș dormi non-stop. Hai că începem în forță, luni, hai! Bună dimineața, frații mei! Oare ce mai fi în Antarctica? 76 minute, bună dimineața! Neața tuturor! Domnule Pleșu, cine puteți spune despre prostie? Oamenii inteligenți ating cote de prostie pe măsura inteligenții lor. Vorbesc deci ca un om atins de această boală. Toți suntem proști din când în când. Spunem prostii, facem prostii, votăm prostii. Tu te superi pe mine că te-ai născut prost? Păi e vina mea, e supărătă mă pe părinții tăi. Dar nici vina lor săraci nu e. E vina la părinții, la părinții tăi. Băi, supără-te pe tot neamul tău. Așa sunteți tot. Cronica Cârcotașilor, audio live. Bună dimineața, băieței. Ia să vedeți voi cine ne-a sunat. Salută prea Mișa. Mișa, dă mai zi mai tău. Te pupăm. Dă volumul mai tare, măi, să... Tot încet. Neața, tot încet. Nu, mai aproape de microfon. Neața frumoșei. Așa, băieței. Așa, mă, micule. Te faci ziua mai frumoasă. Uite, Saizu ne salută, ne ascultă. Saizu? Da. Băi, Saizu. Da, lasă-l. Băi, Saizu, deci... Lasă-l. Am făcut ieri, m-am uitat pentru subiecte la emisiune. Ascultă, Saizu. Băi, deci a râs? A râs non-stop, o oră întreagă. Nu cu Saizu, da? Nu. Deci, în cinstea faptului că, comemorându-și patronul, echipa campioană s-a împușcat. A câștigat la Bristol cu 1-0. Cine a zis? El. Deci era un patron din Anglia care a căzut helicopterul și de la Leicester, tăi, la exact. Și a spus că în cinstea patronului echipa campioană s-a împușcat. A câștigat. cum are asta, Gică? Păi ascultați-mă, deci ăsta al nostru l-a depășit și pe Osmanul și pe Păpuță. Și pe Hagi, că și Hagi a zis. Deci, Hagi a fost mai tare cu aia. Hagi a fost mai tare. Dar eu spun de ăștia care prezintă știri. Băi, deci a râs cu lacrimi. Cu lacrimi, da? Așa e, măi, al nostru, mă. Băi, al nostru, mă. Băi, e cel mai tare, pe bune. Deci a făcut și el o pauză. A câștigat. Nu s-a împușcat, a câștigat. Bună dimineața. E bine. Începem în forță, pe ceața asta, ce vrei să abuzi? Hai să abordăm subiecte. Marius, te iubim, să știi. Hai să abordăm un subiect. Radio Cronica Cârcotașilor, cu Huidu Dezbrăcatu și mai era unul, Orlando. Păi, fițate în subiecte, ce v-am spart. Deci, firea... Băi, trezește-te, că ai de râs. Firea
spune așa: Dragnea dorește să mă anihileze. Vrea să dea ordonanță de urgență pentru desfințarea Bucureștiului. Păi da, mă, e logic ce spune femeia. Vai de mine. Păi râdeți de ea, dar ea are dreptate că s-a chiar de mine. Deci domnul Dragnea a anunțat într-o ședință cu câțiva primari de sectoare că dorește să desfințeze Bucureștiul. Da, mă, voi râdeți, mă, dar așa e. I-a spus califul Dragnea, le-a zis primarilor cu care s-a întâlnit că va fi adoptată o ordonanță de urgență prin care cele 6 sectoare se devină orașe, da, ceea ce este anticonstituțional. Și stai, dar șeful la orașe o să fie ăsta Mutu de la 6. Nu știu, frate, deci primăria capitale ori se desfințează, ori să devină așa decorativă. Iar cele 6 sectoare devin unități administrativ-teritoriale, frate. Deci să vezi cum se zicea tu, orașul Pantelimon cu orașul Balta Albă. Păi, dar noi avem industrie, băiatule, acolo. Orașul fostul sectorul 4 cu orașul fostul sectorul 6. Orașul, trebuie să ia unde, eu zic că ar putea să ia o denumire mai serioasă. O să vorbim imediat de denumiri. La Pantelimon este... e bine, tati, e buget PIB-ul pe cap de locuitor, de n-ai văzut așa ceva și este Moldova. Depășește pe Luxemburgul. Avem fabrică de bere, avem... Dar la Pipera ce are, bă? Aia la Pipera, acolo, aia la sectorul, da, fostul sectorul 1, ăsta se va numi sectorul Liviu. Sectorul Liviu, sectorul 2 va fi Dragnea, sectorul 3 va fi Videle, sectorul 4 Alexandria, sectorul 5 Gratia. Sectorul capitalul, 6 capitalul să fie trebuie să fie roșiori de vede. Nu se poate. Așa, ce mai zice doamna Firea? Yeah. Domnul Dragnea dorește să mă anihileze pe mine în totalitate. Dacă ar putea, m-ar lichida și fizic. Dar stai, mă, că așa e. Nu știu, mă, o fi fumat niște țigări. Da, da, e adevărat, deci aia patru care au vrut să-l mazilească pe el. Da. Nu, șef, a dispărut. A dispărut fata. Unde? Și la primăria generală. Pentru că mi-a zis cineva pe surse așa? Că niciun proiect, nimic, nu mai e votat de către consilierii PSD. Da, care vorbim de la Denis, s-o lichideze. Ești mare boss. Ești mare păi boss. N-auzi că vine cu sticlă de apă de acasă, că e frică să mai bea în primărie, să nu-i pună aia ceva acolo. Nevastă, Gabriela Vrânceanu, Firea Pandeleu, Frosina, ia bagă-mi și mie o melodie, făi. Oare ce-i pe primul loc, bani, dragoste sau noroc? Oare ce-i pe primul loc în viață? Banii, mă, ești nebună, mai bine cântă despre cum ai făcut carieră în PSD, lasă asta. Dar din coate fac ce pot, timpul nu-l opresc în loc, nu se rupe inima din mine. O să ajungi președinte, dă-te naibii de nevastă, hai să te pup. Mua! Cronica Cârcotașilor, audio live. Măi, băiețe, e și ceață, dar încă e noapte. Încă e noapte, cei care vin cu trenul acum se dau jos din trenul de noapte. Mamă, yeah, ce legătură am făcut, ce șmecher sunt. Dar nu București că nu mai este gara. Mulțumesc eu. Așa plecăm pur și simplu. Noapte, urcăm trenul meu de noapte. Și am să plec doar eu cu tine. Undeva să nu ne știe nimeni. Acum s-a împăcat cu Mișa, pleacă cu ea, cu Mișa. Hai că știm noi. Cu Mișa? Da, știu că domnul Codrin Ștefănescu zis cap de... A venit și a spus că asta Firea berează, bă. N-am discutat niciodată în partid așa ceva. Nu cred că e o astfel de idee. Un copil de clasa a doua, doamnă, Denis Rifai. Că Denis Rifai l-a sunat pe domnul cap de... Pompă. Codrin. Da. Și cine? Neața, băieței, ce, Ștefan, tu din ce sector faci parte? Ca să schimbi, e sectorian 2? Cred că e prietenul meu Ștefan. Sectorian 3, nu? E fan al nostru. Ștefan de la Bărbulești. Da, Ștefan de la Bărbulești. De la Bărbulești. Să revenim, deci doamna Firea berează, pentru că ei în PSD n-au discutat niciodată așa ceva. Nu, no, dar la un moment dat, acum vreo lună, dacă vă aduceți voi aminte, a spus că are un om care se ocupă de ea, o urmărește. Da, da. Dar dacă mi se supără Pandele. Oalea! Nici nu vreau să mă gândesc. În calitate de soțu să se ducă la ușă, la... Ia deschidem. Băi, ia ieși afară. Ia vină. Da, ce zic, să zic o treabă, că din surse sigure știu că ea trebuia să meargă mai departe, să ajungă președinte. Da. Dar serviciile au zis că nu. Serviciile de cleaning. Serviciile noastre care se bagă peste tot au zis că nu, domnul Cioloș. Am o veste foarte proastă pentru serviciile astea ale voastre care sunt pe frecvență și ne aud.
Domnilor din servicii. Alo, treziți-vă. Alo, alo. Domnul Cioloș este atât de carismatic, este chiar mai carismatic decât o colonoscopie. Ne putem suna, trimite SMS sau contacta prin WhatsApp la 0729 655 555. A versus Fuego. N-ați văzut așa ceva decât la noi. Este o veselie. Dar vezi că vine Maria ăsta, Maria. Vine Maluma de Maluma? Sărbători. Vine Maluma? Culeru. Nu, ăla altul. Hello, Kim Jong-un. Yes. Sit down and be calm, you overrated dictator. I make you bok. Boom, boom, boom. It's war. Bok, bok. Boom, 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 boom. Cronica Cârcotașilor, audio live. Te-ai mint bine, mă? Îl aud pe, deja pe domnul Fuego cum îi cântă doamnei Gabriela. Sărut firea mânuța ta, dă-mi și mie primăria. Așa, fii atent. Apropo de ăsta cu Trump, tu ați văzut ce a făcut ăsta în weekend cu Putin, cu Macron, cu oamenii? Avem. Nu, nu, dar până la asta să revenim. La noastră? La noastră, frate. Hai, bă, ce-a luat internetul foc după ce a spus că vrea să desfințeze Dedi Bucureștiul și vrea să-l facă 6 orașe mai mici. 6, cai frumos. Da, mă, dar toată lumea numai despre asta a vorbit. Da, a dat-o, da, băi, are imaginație. Lasă-mă, a fost bine. Ce, de pe internet cităm acum. Vă dați seama balada lui Firea, ea fiind Mioriță, e și laie și bucălaie și bucălată. Și vor să mi-o omoare că e mai moldovean, că e mai ortoman, că are mai multe... Puntelor mănean. Exact. Zice, băi, Daddy, băi, tu chiar nu ai limită, vrei să ne lași fără doamnă? Mă rog, mie mi se pare că e de bun augur faptul că s-a certat Daddy cu doamna, pentru că doamna nu mai ajunge la președinție. Ai nemai lipsea, frate. S-a certat de la când a fost la Neptun, la Cex, atunci când s-au întâlnit acolo, a ieșit Răzmerița Mare. Deci, iată, Daddy are și un poreclă Jackie Chan de teleorman. Firea cu... E mai mustăcios și mai furios. Da, e mai ortoman, mă. Firea cu Dragnea parcă sunt două aripi din Obregio care se luptă pentru care e mai șmecheră. Să știi că așa e. Capitala dacă... se mută la Gratia, da? Vă aștept cu pașaport în sectorul 1. Dar sectorul 1 o să devină Videle. Sectorul 2 Alexandria, sectorul 3 Gratia, sectorul 4 Zimnicea, sectorul 5 Drăgănești Vlașca și sectorul 6 Poroschia. Nu, 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 frate, nu, nu. Oh, noroșorii de vede. Războiul dintre Dragnea și Firea a intrat în faza Nino, 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 Nino. Aole. Clujul are șansă să devină cel mai mare oraș din România. Dar mi sper că nu-i Clujul pe 2, cred că e Iașul pe 2. Vor exista 6 orașe cu metrou și asta e tare. Apoi stai că se face metrou la Cluj, apropo de Cluj. Să lăsăm bancurile. Ce vreau să știu este care dintre sectoarele astea actuale, orașele viitoare, cad la americani. Care la ruși, care la conservatori, care la sexomarxiști, care, ca să știm. O ai pe aia cu neapoiul? Una mie, două mie, una două, nu, invers, așa, una două ție, una două mie. Așa o să fac. Trei ție, una două, trei mie. Așa au făcut și cu voturile, așa au făcut și cu europarlamentarii. Ai văzut ce i-au aburit acum pe aia, care vor să plece dizidenții ca să rămână ăsta cu o majoritate în Parlament, Dedi. Le-a promis la vreo 30 de oameni posturi în europarlamentare. Deci fii atent. Firea, dacă ai nevoie de ajutor, clipește de 3 ori. Noi vom spune Bucureștiul. Și asta e tare. Vreau să mă întorc azi la București, dar nu știu dacă mai e pe GPS. Ce introduc? Tu introduc acolo. Deci dacă fac ăștia 6 orașe mai micuțe și mai bagă și taxa aia de intrare în fiecare oraș. Dacă n-ai bani la tine, nu mai mergi. 6 cai frumos. Bună dimineața! Bună dimineața! Nino, Nino! Deci asta m-a plăcut. Deci, conflictul între Firea și Dragnea a intrat în faza Nino, Nino, Nino. Radio Cronica Cârcotașilor cu Huidu Dezbrăcatu și mai era unul, Orlando. Nevastă,
Gabriela Vrânceanu, firea Pandeleu Frosina. Ia bagă-mi și mie o melodie, făi. Oare ce-i pe primul loc? Bani, dragoste sau noroc? Oare ce-i pe primul loc în viață? Banii, mă, ești nebună. Mai bine cântă despre cum ai făcut carieră în PSD. Lasă asta. Dau din coate, fac ce pot. Timpul nu opresc în loc. Nu se rupe inima în mine. O să ajungi președinte, dă-te naibii de nevastă, hai să te pup. Mua! Cronica Cârcotașilor, audio live. Ia, șșșș. Și tu, Vandulelo, e încă hai să-mi ții aică. Da, mă. Și tu, mă, te... Hai să-mi ții la... Bravo, pana. O, hai mă, mi-ți încă pe cum, hai să mă... Ia un gomet, alo. Alo. Hai să-mi ții la... Dai să vezi, pătai. Dai, dai. Dai, fia. De ce? Păi trebuie să răspunem oamenilor. De ce? Dai. 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 Bang. Are și un porc acolo. Oana. 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 De ce? Vă spunem ce s-a întâmplat. Ați auzit o ceartă în familie între un chinez și o chinezoaică pentru că ei se certau... ce să-și cumpere de pe AliExpress. Stai că uite, colegul nostru este cel mai măsură să ne spună exact ce s-a întâmplat. Da. Black că Friday intră pe... chinezesc. Da. Sunt doi chinezi vânzători. Da. Tarabagi. 11-a. Da, mă. Minutul 11. Este Black Friday lor, durează 3 zile, cam tot weekendul a durat. Eu mi-am cumpărat un Vaporesso Armor Pro Kit, modelul nou 2019. Au vândut de aproape 10 miliarde de dolari în doar o oră. Da, frate. Băi, vă dați seama cât de nebun chinezii. Ai văzut ce a spus directorul de la noi de aici, Mag? Ce a zis? Că păi e cel mai mare concurent. Ne tremură chiloții. Păi da, mă scuz că spun, dar e magul luat tot în chinez. Așa că îmi pare... A luat chinezul? A luat chinezul. Dacă apaca în doar o oră, cel mai mare retailer online din China, Alibaba Group, a vândut produse în valoare de 10 miliarde. Deci în doar o oră a vândut 10 miliarde. Bă, sunt nebun la cap. Da, frate, da. Bă, cum am... În ce hal a ajuns lumea? Dacă era dăncilă șeful la Alibaba, cred că era cu creștere economică de... 3. Dar vezi că în 2017 au vândut de 24,15 miliarde. Acum au vândut 10 miliarde doar într-o oră. Da. Așa că nu mai spune toate. Au și prețurile mici, mă. Deci în 2017 Alibaba a raportat vânzări totale de 168 de miliarde de yuan. Adică 24 de miliarde de dolari. Și acum doar într-o oră a vândut de 10 miliarde. Da, de bun. Cum ar fi, mă, în ora aia când vând ei de rup, da? Să apară ANAF-ul. Deschide ANAF-ul! Jack Ma, în vârstă de 54 de ani, a anunțat că în septembrie 2019 va demisiona din funcția de președinte Alibaba. Pentru că și-a făcut cheagul... Asta e, compania are 66.000 de angajați, cu normă întreagă și o capitalizare bursieră de 420 de miliarde. Ca să înțeleagă lumea, șeful la site a avut o idee genială, cum a avut și ăla de la Amazon, cum îl cheamă? Bezos. Cu oameni din toată lumea care cumpără din China, care pune pe platforma asta, că e o platformă, da? Așa. Și omul intră acolo, uite un Orlando, un dezbrăcat, un Șerban, intră pe site la... Șerban n-are cont, e varză. Păi îți facem noi, băiețel, nici pe comision. Nici pe Amazon, nici pe Alibaba, eu te refuz consumerismul ăsta. Deci vă aduceți aminte acum vreo 2 ani când i-am recomandat lui Orlando AliExpress. Acum Orlando a primit diplomă, da. Este unul din primii 10 cumpărători de pe site. Miața cărcătașilor, vă numele de la... Nu mergem, da. Nu mergem. Dacă mergeam la școală, eram și noi la Alibaba acum. Mergem și noi la școală. Păi, în culmea, uite, Jack Ma, da? A rămas de multe ori repetent. Da. Evident. Da, știi care e faza? Bună dimineața, cărcătașii. Ce face privilegiații? Face bine. S-a odihnit, are voce. Trezește-te, mă, nimic. Știi care e faza? S-a spus de multe ori că e bine să renunți la școală pentru a... că te cheamă această idee de antreprenoriat. Pe da, pe așa este. Dar ideea e în felul următor. Bill Gates ăla
a renunțat la Harvard. La Harvard. Asta e singura chestie. La clasa 5-a din școala 120. Hai să luăm un exemplu de la noi de aici. Uite, Dăncilă. Da. Din clasa 5-a nu a mai mers la școală. Cum nu a mai mers dacă e și a fost și profesor la școală? A fost profesor, dar da, negru, știi tu ce suplinitor a fost acolo? A luat diplomă de pe Aliexpress. Bărbuța. Da, domnule. Mărește salariile. Nu jigniți voi așa, da? Impozitul și învață naibii franceză. Mais oui, mon chef, je mange le tramvai. Oui, oui. Mănâncă-l și adun cafeaua aia odată. Rien de rien. No, no, no. Cronica Cârcotașilor, audio live. Stai. Ca să dăm din casă, noi luăm micul dejun al campionilor aici, niște pufuleți de pe AliExpress. Pufuleți! Să trească pufuleții! Foarte bine, hai! Forță, party! Bună dimineața, Alibaba e în China, la cei 40 de hoți. Unde sunt, în România? Ha? Cum stăm cu meteo zi? Păi uite-te pe geam și vezi exact, avem maximă de 12 grade, cod galben de ceață în mai multe orașe. Chiar ieri, știi că am avut probleme cu zborurile, decolări, aterizări. Da, da, da. Mă mai e ce a fost. Și în rest să știi că vremea e în continuă scădere. Adică undeva pe sâmbătă, duminică, o să avem dimineață minus 2 cu maximă de 8. Temperatura e în scădere, nu vremea. Extraordinar. E în scădere. Bravo, mă. In the mix. Faci foarte bine. Și mei, știi ce îmi place mie cel mai mult să fac în București? Nu te neapomohaci. Să merg cu metroul. Bravo, ne neapomohaci. Cel mai mult îmi place stația la minorului. Cronica Cârcotașilor, audio live. Ia să vedem, să vedem cum noi stăm cu horoscopul. 12 noiembrie avem o influență benefică, un sextil format între lună și soare. Da, da, dragi. Și suntem pe echilibru interior, pe mulțumire sufletească, pe împăcare spirituală și mergem mai departe. Bravo, mă, corespuns foarte bine. Normal. Berbec, în prima parte a zilei, este posibil să fiți cam visător, așa cum sunteți mai mereu, dar trebuie să veniți cu picioarele pe pământ, pentru că începe criza. Bă, urâtule, unde dracu te uiți? La criză. După criză. Chiar scrie de criză acolo? Da. Aole, Taur. Conjunctura astrală de astăzi vă conferă o creativitate deosebită, în special în domenii care au legătură cu arta. Puteți avea idei originale și ingenioase pentru rezolvarea unor chestiuni dificile. Am devenit slab de nervi. Noi toți. Gemenii, având în vedere contextul astral de astăzi, este posibil să nu fiți prea comunicativ, așa că încercați să luați un ceva la prânz, un... Da. E ceva necurat la mijloc. 50-100. Da. N-auzi. Rac, Șerban, fii atent. Astăzi este o zi bună pentru a face planuri de viitor, fiindcă ideile dumneavoastră sunt apreciate atât de partenerul de viață, cât și de partenerii de afaceri și colegi. Nuclear, stai dracu jos, mă. Ce te baști, bine, tu, te baști tu repede. Ia să vezi la leu ce tare. Chiar dacă vi se pare că sunteți într-o formă excelentă din punct de vedere fizic și mental, noi vă sfătuim să lăsați alcool. E, astrolog știe mai bine așa decât noi toți am loc. Băi, păi l-a lăsat. Să lăsați alcoolul. L-a lăsat, nu mai pot deja. E, mă rog. Da. Fecioară, în prima parte a zilei s-ar putea să fiți mai sensibil decât de obicei, așa că relațiile cu anturajul ar putea fi ușor tensionate. Da, săracele. Le-a luat peisajul. Pe noi toți ne-a luat balanța. Este posibil să aibă loc schimbări semnificative în viața dumneavoastră, sentimentală, la serviciu. Ideea e că trebuie să vă încurajați, să perseverați și să mergeți înainte. Auzi, ce zodie asta? Balanță, balanță. Asta are o fermă de porci. Nu, asta e la scorpion. Nu, asta e la scorpion. Nu mai are nimeni în România fermă de porci. Da. Scorpion. În partea a doua zilei s-ar putea să faceți cunoștință cu o persoană consacrată dintr-un domeniu creativ care ar putea juca în viitor un rol important în cariera dumneavoastră. Ar putea juca la nunta ta, vă tași din gură. Asta are o fermă de porci. Asta cu porcii. Păi ce mai apucă să facă așa? Săgetătorul îi dă liber că au, cum se numește, are ăsta... pachetul de serviciu. Nu, mă, împărnaie, are borcea, are o adevărat... O cameră, mare pile, mă, și dacă e, îi dă nu s-a dovedit.
nu s-a dovedit. Săgetătorul, hai să mergem, hai să mergem cu horoscopul că se răcește. Săgetător, astăzi puteți avea parte de reușită importantă în ceea ce privește beneficiile materiale. Bă, tu ești bărbat sau ce chiloții mei? Pe același principiu de reușită, trecem la Capricorn. Aveți șanse de reușită în tot ceea ce întreprindeți astăzi. Este o conjunctură astrală foarte bună pentru a susține examene și pentru a prezenta lucrări artistice, proiecte, ce vreți dumneavoastră, o să fie bine. N-am făcut nimic rău în viața mea. Dar să vedeți că și la vărsătoare la fel, pentru că se pare că vă gândiți de ceva timp să începeți o afacere, dar ceea ce vă împiedică să vă puneți planurile în aplicare este faptul că ideea și afacerea o aveți în România. Arăt eu ca un tâlhar? Da! Arăt! Pe același principiu mergem iar la pești. Yeah. Adică este o zi bună, dezbră, pentru a face planuri de viitor și pentru demararea unor activități în domeniul social. Relațiile cu prietenii și partenerul de viață ar trebui să fie foarte bune. Aveți posibilitatea să petreceți o seară relaxantă în compania celor dragi. Ai sitir? M-a luat peizajul! Așa, păi cine avem noi astăzi? Avem, așa, avem Grace Kelly. Prințesa de s-a născut astăzi, prințesa de Monaco. Avem, avem piesă. Păi s-a murit, mă. Sorin avem Cârciu. Piesă, nu ea, cântă Mica, dar așa se cheamă piesa, Grace Kelly. Sorin Cârțu. Așa, hai Craiova. Nadia Comăneci. Costin Nepotu din Canada și Răzvan. Și colegul nostru care n-a băut apă de 15 ani. 16, este... Auzi, problema știi care că bea, dar nu l-a luat peisajul. Bună dimineața. Amulțeam tuturor. Grace Kelly, așa se cheamă piesa. Nu mă știu, dar îi spune lui Dezbă că Grace Kelly a murit. Că nu știi? Știu, fotbalistul. Domnule Liviu Pop, ce manuale vă gândiți să mai introduceți? Am inițiat un chestionar vis-a-vis de ce manuale își doresc elevii, părinții și profesorii, dacă își doresc manualul pe format electric sau nu. Cum vrei, manuale electrice le bagă elevii în priză? Dar nu e periculos? Nu pot să fac, să-i fac pe copii din clasa 3-a, 4-a sau din învățământul primar cobai. Am înțeles, le faceți cu baterii? Tu te superi pe mine că te-ai născut prost? Păi vina mea, ei supără-te nouă pe părinții tăi, dar nici vina lor săraci nu e. E vina la părinții tăi. Băi, supără-te pe tot neamul tău, așa sunteți toți. Cronica Cârcotașilor, audio live. Bună dimineața, audio și mai live. Ne puteți suna, trimite SMS sau contacta prin WhatsApp la 0729-655-555. Vreau să vă povestesc o chestie care ce mi s-a întâmplat în acest weekend. Eram printr-un parc, Nața Orlando. Mă plimbam, eu liniștit și când colo cine trece pe lângă mine așa. Dar cine poate să te în ce parc? Și spun: "Bună dimineața, bună ziua domnul Năstase. Te salut Cricotașule. Ce faci mai pe aici? Nu ești la petrecere sau te plimbi?" Mai pe Zevengule. Da, m-am întâlnit cu domnul Năstase în parc. Liniștit, nu știu, nu l-am întrebat ce și cum. N-avea niciun cățel, n-avea niciun purcel la îndemână. Era singur în parc. Și l-am întrebat: "Să rămână, ce faceți în legătură cu anunțul care domnul Năstase? Ce se întâmplă, domne, cu țara asta?" Băi, și mi-a dat o chestie, mi-a rămas în cap și vreau să vă spun. Mi-a spus așa: "Măi, Cricotașule, de exemplu, dacă tu ești pe autostradă cu mașina și mergi către mare, atenție, la un moment dat pe autostradă pe care el nu a făcut-o, nu? Da. Dar trebuie să facă. Și la un moment dat ți se apare becul galben de la rezervor, va trebui ca în următorii kilometri să tragi pe dreapta, să intri să alimentezi." Stai un pic, unde tragi? În Zabăcean? Zabăcean nu este pe autostradă. Nu, de autostradă și mașini și benzină. Tragi la o pecorie, la o benzinărie. Și zic: "Nu faci așa." Zic: "Ba da, e normal să oprești să alimentezi." Uite că Dragnea nu oprește, merge înainte. Dracu, pentru că are o Tesla, Tesla și merge pe electric. Și zic, cum vedeți dumneavoastră următoarea perioadă? Sincer, vai de capul nostru. Mai avem un singur noroc. Faptul că președintele nostru, Klaus, s-a trezit. Klaus, outrageous, my dear friend, are you sleeping, dormi? Da, la noi e încă noapte. Strigă cu mine, Klause! 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 Trezește-te! Cronica Cârcotașilor.
Cârcotașilor, în fiecare dimineață, de la 7 la 10. Bine așa, 7 și 56 de minute, băieței, până dimineața, Orlando. Oare dacă, domnul Dragnea are o Tesla, poate să-și dea cu ea în... Poate să-și dea. Domnul Dezbrăcatul, până dimineața. Băi, m-am întâlnit eu cu năzdațul. Domnul Șerban. Bună dimineața și bine! Eu vă doresc o săptămână excelentă, să aveți parte de un horoscop nemaipomenit. Eu? Da, da, de cine mixează? Robert Georgescu in the mix? Tu, leule, să te lași de băutură, că stia la astrolog.ro. Mă lăsa, firește. Stimați oameni buni, vreau să vă zic că Cricotajii face mișto de mine. Ce vrea de la mine Cricotajii ăștia? Ce vrea? Filar de hârcă să le dă. Cronica Cricotașilor, în fiecare dimineață, între 7 și 10. Ne puteți suna, trimite SMS sau contacta prin WhatsApp la 0729 655 555. Bună dimineața, bună domnul Dan din Oradea, iată ce spune nața zmeilor! Da, da. Mulțumim foarte mult, asta cu zmei îmi place mult. Am fost al alteri, deci nu era alteri, da. Am fost la Bohemian Rhapsody. La... Ai fost și tu? Da. La film. Și nu ți-ai făcut și poze acolo să pui pe Instagram? În, am fost în AFI. Mamă, și-a pornit alarma de incendiu. Mamă, a, că a fost un incident, da, da. Mamă, da. Și ieșea, nimeni n-avea nicio treabă. Eu deci, am zis că e și Orlando acolo și vapează, toți, că a zis, n-are mă, cum fumul ăla de la el. Oamenii de ordine n-aveam niciun fel de treabă. Nu, să te evacuezi, să ai, domnule, fii serios. Bre, nu vezi că se fumă acolo? M-am dus la film, am ieșit de 4 ori să văd dacă unde... N-aveam nicio treabă. Acest Chuck Norris al nostru, el s-a ocupat de evacuarea mall-ului. Zis și treaba asta. Oamenii nu aud pentru că au căștile alea în urechi să vorbească cu șeful. Vezi că exact. Fărată la, du-te la el, ia-i bluza de sub geacă. Exact. Aia, oamenii vreau au treabă să acolo. Spun că mi-a plăcut și nu prea filmul. E frumos, dar nu prea. El a fost salvat de interpretarea tipului care... Băi, joacă super bine. Da? N-am văzut filmul, dar am citit cartea. Ai citit. E senzațional. E senzațional. Hai, bă, du-te, bă, de aici. Ieri am fost la o bordă, am luat niște varză că vreau să pun la mura și am stat de vorbă cu o mamaie care mi-a zis, maică, ai văzut Rhapsody? Și am zis, mă, mamă, n-am, mamă. Joacă ceva omul ăla. Ceva deosebit. N-ai știi că, știi că cel mai greu a fost pentru a-i reface dantura. Pentru că el a avut dinții din față de sus. Da. Strâmb și a trebuit să găsească un actor care să fie dispus să-și facă... Nu i-a refăcut-o, i-a pus niște fake-uri, mă rog, acolo, da. Frate, a acceptat omul ăla să vorbească... Ai văzut când intră el și spune bună ziua domnule Castor când îl salută? Vai, mă, dar ce ruiești, mă. Ați văzut, mă, filmul? Bă, n-am văzut, eu am văzut filmul, mie mi-a plăcut și nu prea pentru că nu prea era alt ce se întâmplă acolo, plus că... Scenariul este fix, deci, e fake. Cum se cheamă? Filmul este foarte tare în ultimele 15 minute când cântă Queen. În rest nimic și când mi-a plăcut la final, când spune că acest om nu a fost om, a fost un extraterestru. Dar ca el au fost mulți, Elvis, Michael. Mă rog, hai să... Apropo de Michael. Ia, nu, lasă, să cântăm, să găsim niște Queen, nu vreți? Să ascultăm și niște o piesă Queen. Nu, bă, bune, că mă și enerva. Dar ce bași, God Shave the Queen? Nu, nu. Shave the Queen. Potolește-te. Ce am zis? Hai așa, să vedem aici. Care să fie... Ce să fie... Păi bagă Bohemian Rhapsody, să ai prea... Uite, prea vă salută Mariana. Asta e foarte bună. Cine ne salută? Mariana. Cine ne salută? Din Dubai. Ia auzi, ce băiat! Poate vă întrebați, de ce n-am oprit eu și am lăsat 6 minute? De ce? De ce? Pentru că în film exact asta au spus, spunea un șmeche de acolo. Domnule, are 6 minute, nu dă niciun radio. Să mor tu? A, uite că o dăm noi acum la 20 de ani de le când am lansat. Ești mare boss. Sunt mare boss, mulțumesc foarte mult. Uite-te tu în telefonul nostru, da. 0729655555, dacă ne-a dat, Mișa, ne-a dat? Da, da, mesaj, asta este cea mai tare piesă din lume, pe bune, sunt în extaz. Bine, Mișa, să-ți meargă bine toată săptămâna asta, dă-mi un mesaj, neața. Domnul președinte Dragnea, am auzit că aveți o fermă de porci. Ați auzit prost. Dar de ce vă trebuie, domnule Dita, mai fermă când aveți în subordine 100 de parlamentari? Radio Cronica Cârcotașilor, numai pentru urechile tale.
Am vorbit mai devreme despre asta Friday, Black Friday. Black Friday. Despre Sensul să taia. Ei bine, pe AliExpress ar norma, dar și în România se pare că au început deja căutările. Iată domnul Iulian Stanciu, antreprenor, invitat la Digi24 zi. Așa, a spus următoarele. Ia puțin atenție, să faceți scandal aici, haideți. Vă rugăm frumos. Mă uitam zilele trecute ce facem acest top al căutărilor haioase și am văzut căutări, spre exemplu, scutire medicală. Am văzut și lucruri interesante, gen sârmă ghimpată. Da. După care cazan de țuică stabil. Stabil, nu mobil. Stabil cazanul, cazan nu mobil, stabil. Cazan de țuică, chiar m-am uitat și avem. Și avem multe tipuri de cazan de țuică. Cred că românii sunt în continuare foarte pasionați de producția la domiciliu. Stabil. Varză murată. Stabil. Iarăși. Este, na, probabil a ratat sezonul și ar vrea să o cumpere. Trebuie să înțelegem dacă e cu butoi sau fără butoi. Sau vai de mine. Da, păi bun, hai să, uite, să vorbim noi. Ar fi ok să ne sune ascultătorul să ne spună ce a căutat el. Sau ce ar vrea să cumpere de Black Friday și eu... dacă e ceva care nu se găsește și e foarte complicat de găsit, noi ne dăm peste cap să-i facem rost până vineri de treaba asta. Mai mult decât atât. Cazan de țuică. Nu, păi ia-ți, decât să-ți iei prostie de aia de vapat, mai bine ții și vapezi la un cazan. Nu, că e și mai mare, scos mai mult. Din cazan, o bagi în vapat. Oască. Și de 3 ori tragi și la revedere. De la 600 de lei la 17.400 de lei. Stabil. Stabil. Dar e stabil, păi aia e stabil. Vezi că la imobil. De deci, 100, cei care vor să cumpere ceva sau vor să caute ceva de acest Black Friday, noi să suntem procurori. Să pună mâna să ne dea un telefon sau un SMS sau un WhatsApp sau ceva, să ne informeze ce vor ei să cumpere de Black Friday. Și noi procurăm. Da, da. Procurator de fonduri. Așa. Vând cazan țuică din inox, capacitate de 20 de litri, ușor de folosit, chiar și la bloc. Ne putem suna, trimite SMS sau contacta prin WhatsApp la 0729 655 555. Este bine, mă. Este bine, este țuică bună, bună. Păi, dar e de ăla de se pune pe aragaz. 800 de lei. Ne puteți suna, trimite SMS sau contacta prin WhatsApp la 0729 655 555. Taci, când a spus turmentatul ce vrea el de Black Friday. Ia, ascultați un pic, ia, ia. Mă rog, el a preconizat, cum s-a spune. Ia. Taci că sună. Bună dimineața! Bună dimineața! Cine e acolo? Valentina de la Videle. Noi am mai spus. Salut, Valentina! Tale ne sunați, doamna Valentina, dar ce să zic eu, am fost odată acolo prin 87, când era un mare vogă sondele, erau niște sonde la Videle, da, acolo, a nu? A fost o industrie foarte puternică a fost, la Videle. Nu mai, a fost. S-a mutat totul la Gratia, da, știm. Ce s-a mutat, ce faci, Valentina? Vorbare. Te ascultăm, ia să vedem. Ia zi, ce vrei tu de Black Friday? Încep cu concluziva ca idiotii. Deci, așa, deci. Din câte știu eu, melodia de la Queen, de Rhapsody, e din 1975, cam de-o seamă cu mine, așa. Aha. E, te nașe, am zis și eu 30 de ani, da, așa, așa e. Nu, dar, bine, sunt în, deci, de când a fost dematerializată din 92, sunt 20 de ani. Gata, m-am scos! Că ea e ziarist, e de meserie, da, da, e normal. Ea atunci a fost făcută și după ce a murit Freddy a fost refăcută și a ajuns plăcută în topuri. Deci atunci nu a fost difuzată. N-a fost difuzată, dar n-a fost cu... n-a fost single. Așa da, e, dar n-a Valentina, fost single. Te întrebi altceva. Tu știi că Freddy a fost în Videle în 69? Aia a fost pătrat. Lăsați-l, că e...
Da. Ca Freddy nu se mai naște nici dacă sunt 100 de ani. Domnul Dragnea, de aia și-a lăsat mustață, că era fan queen. Exact, e fan queen. A și cântat. Cum? Știți, eu o vorbă pe la noi, pe la videle. Comparați mâncarea cu mâncărimea. Ce tare e asta. Spune-ne cum e viața la videle, așa. Dă-ne... Mai nu știu, că taică mă se duce pe acolo. Eu stau la București, nu prea am așa tangențe. Am înțeles, am înțeles. E o viață monotonă. Orașul s-a distrus, nu mai e ce a fost. Să vă spun eu că dumneavoastră conjudățeanul dumneavoastră a spus doamna Firea că vrea să distrugă și Bucureștiul, că vrea să dea ordonanță de urgență să-l facă 6 ore și mai mici. Hai, scotăm în altele să distrugă Bucureștiul. Păi așa, dar pe bune, de ce trebuie să distrugă? Toată lumea judecă pe acest Dragnea. Toți au fost conștienți, toți, de la mine până la tine și până la toată lumea, că el a făcut cu bună știință și mă scuzați că îmi permit să spun la ora asta matinală. Spune tot ce simți. Este o copie fidelă a domnului Băsescu. Nu este nicio diferență. Numai că unul e mai șmecher un pic ca alalt. Totuși, Băsescu... Dragnea a fost mai din topor, e adevărat. Da, nu asta vreau să spun. Totuși, Băsescu n-a avut chiar o insulă la îndemână, dar a avut el mai multe insule pe care le-a și vândut. Am auzit, ce umblă zvonul, da? Băieți, să spune ce a făcut cu împrumutul de la Banca Mondială din 2010. Cui l-a dat? L-am băut, doamna. I-a făcut cinste lui Dragnea, care pe atunci era în PDL. Nu, din câte știu eu, i-a făcut cinste lui Merkel. Hai, toate bune, să rămână! Și voi să fiți sănătoși, băieți! Să rămână! Merg la mătuță la băutură! Dar de ce lasă Gabi Firea parcarea liberă la minister? Eu sunt, cred că, cel mai prost șofer care există în România. Parcă-s foarte prost. Și atunci am avut o parcare numai pentru mine. Am înțeles, dar vorba aia nici așa nu va ajunge. Păi trebuie să golim Bucureștiul de mașini ca să aveți unde parca. Au comandat o parcare specială peste drum pentru mine. Ești frumoasă, dar ești proastă, dar ești proastă, Cronica Cârcotașilor, audio live. Domnule Pleșu, ce ne puteți spune despre prostie? Oamenii inteligenți ating cote de prostie pe măsura inteligenții lor. Vorbesc deci ca un om atins de această boală. Toți suntem proști din când în când. Spunem prostii, facem prostii, votăm prostești. Tu te superi pe mine că te-ai născut prost? Păi vina mea, ei supără-te pe părinții tăi. Dar nici vina lor, săracii mei. E vina la părinții tăi. Băi, supără-te pe tot neamul tău. Așa sunteți toți. Cronica Cârcotașilor, audio live. Hai că e pe comedie, pe veselie, așa. Nu facem noi început de săptămână să fim triști. Vă rog. Deja să punem domnul mâna Orlando? La burtă. Prezent. Domnul Dezvrău? Sunt cu mâna la burtă, domnul, deja aștept să râd. Fiți atenți. Conflictul dintre primarul general al capitalei, Gabriela Vrenceanu, Fira Pandele, Eufrosina, cum o mai cheamă, și liderul PSD, domnul Liviu Dragnea, se adâncește, trece la faza pe socola. La faza pe clasă. E bine, Fira a făcut dezvăluiri senzaționale în cadrul unei emisiuni TV, cum că domnul Liviu Dragnea vrea să desfințeze primăria capitalei prin ordonanță de urgență. Da, mă, că nu au variante, nu știu cum se scape de ea. De asemenea, primarul general a desvăluit că șeful PSD are în vedere anihilarea sa. A fost urmărită, Șerbane, și au scăpat. A fost, a vrut să, i s-a pus în mâncare dulcolax, ciocolata asta pentru... N-a reușit, a pus în apă, n-a reușit. Da. Bă, dar trebuie să o dăm jos de acolo. E incredibil. Firea a spus că numai cu câteva zile Dragnea a avut o întâlnire frauduloasă cu primarii de sectoare, în afară de Negoiță, da? Și le-a spus că Firea va fi înlăturată de la conducerea organizației PSD București și Ilfov, da? Ieri știi ce a zis Daddy lui Firea? Ia, ce a zis? Firea, dracu. Nu reușit să scapăm. Mie îmi place, deci ea crede că
Dedi vrea să facă din cele 6 sectoare 6 orașe mai mari. Da, dar nu că ea crede. Chiar așa a spus. E adevărat. Păi nu, ea, așa a spus ea, dar nu e adevărat. Ba da. E poșitul după firea asta. A nebunit dezbrăcat. Păi ia uitați-vă, ce priviri de-astea languroase aveți. Deci, chiar e adevărat și pe surse vă spun. Primăria Capitalei se desfințează în totalitate, ori devine decorativă, cele 6 sectoare ori să devină municipii, bă, municipii. Știi cine i-a zis treaba asta? Ia. Mutu. Mutu de la sectorul 6, nu? Care va fi șeful la orașele astea. Am înțeles. Doamna Firea despre Dragnea. Yeah. Dacă ar putea, m-ar lichida și fizic. Dar cu ce? Cu bazuca, mitraliera, cu ce? Ca să știm. Deci, țineți-vă bine, stimați bucureșteni, pentru că Liviu Dragnea, acest dragon a fârșit, vrea să desfințeze Bucureștiul și să-l facă 6 orașe mai mici. Deci dacă Dedi cu Madame Firea dau la teatru, bă, intru cu 10. Priviți și partea bună, vom avea metroul 6 orașe ale țării. Da, vorbești, mă, ceva deosebit. Și Clujul are iată, correct, potențial, correct, să ajungă primul oraș al României. O să facă legătură? Da, frate, mi-e spui Cluj? Ba da, o să facă legătură. Romană... Bună... Bună în dimineața. Romană Pipera Cluj. Bă, tuturor, 8 și 28 de minute. Încă din București, capitala țării, ești, emitem pe 96.9 la Gold FM. Doamna Firea! Da. Nino! Domnule Pleșu, ce ne puteți spune despre prostie? Oamenii inteligenți ating cote de prostie pe măsura inteligenții lor. Vorbesc deci ca un om atins de această boală. Toți suntem proști din când în când. Spunem prostii, facem prostii, votăm prostești. Tu te superi pe mine că te-ai născut prost? Păi vina mea, ei supără-te pe părinții tăi, dar nici vina lor săracii nu e. E vina la părinții tăi. Băi, supără-te pe tot neamul tău. Așa sunteți toți. Cronica Cârcotașilor, audio live. Bună tuturor, avem și o melodie frumoasă așa de trezire, de luni dimineața, ușurel o luăm, nu o luăm tare, că s-ar putea să distrugem cele 6 orașe ale lui Dedi. Ce sector este asta? Asta e sectorul 6, nu? Asta e drumul 5, s-ar numi orașul Cotrocine aici. Exact. No, mici nas, dragi elevi, deci nu e așa adevărat că dacă ceri în limba română mititei în ținutul secuiesc, nu e servit. No. Primești exact ce ceri și sunt foarte bune. Trebuie doar să-i curezi de oase. O zosim, o zosim, ochine, o semechi, ochine, o semechi. Cronica Cârcotașilor, audio live. Bună dimineața, audio live, 8:33 de minute. Nu v-am povestit ieri ce am pățit. Ne întreabă oamenii aici cum se vor numi cele 6 orașe. V-am zis mai devreme, avem sectorul 1 Liviu, sectorul 2 Dragnea, sectorul 3 Videle, sectorul 4 Alexandria, sectorul 5 Roșiori de Vede și sectorul 6 Gratia. Da, bine, dacă avem nevoie și de ajutorul vostru pentru a ne da idei cum să se numească fiecare sector. Uite, la 0722655555. Ne spune, neața băieți, capitala orașului militar va fi cumva Lujerului. Auzi, dar tu ai zis de capitala Cotroceni. Păi ce economie aveți voi aici? Da, avem. Muriți de băi, dacă nu suntem noi ăștia de Pantelimon cu fabrica aia de bere. Fii atent, Sergiu, nebuna aia de fire a mâncat brânză de la nașul Gigi și a început să delireze. Băi, dar nu ți-e rușine să ieși de fine? Băi, Fida, pac, pac, mai înțeles? Hai ce vedem noi, ce mai avem aici, mai avem... Nu v-am povestit ce am pățit eu aseară. Radio Cronica Cârcotașilor, cu Huidu Dezbrăcatu și mai era unul, Orlando. Ia zi, mă, ce-a pățit tu aseară? Aseară, în jurul orei, circa și ceva, nu știu, eram spre seară, cu telefonul în mână, mă uitam pe Facebook, pe știrile primite de la fanii, când, hop, țap, mă scot ăștia de la Facebook, mă scot, mă alerg cu tare, cum că... cineva din Brașov a încercat să-mi spargă contul. La mișto, dai seama că nu era nimeni în Brașov. De pe o aplicație de închirieri, ceva Airbnb, o chestie de asta. Da. Bă, zic, ce vrea că bagă asta, nouă parolă, iar nu, iar v-am spart.
Băi, m-am spart de vreo 3 ori. Până la urmă am închis eu contul și am zis, auzi, știi ceva, l-am sunat la Facebook, am sunat la OPC. Măi, acum vreau să mă și la primărie să le fac reclamație. Eu renunț la Facebook, mă. Ia să văd cum faci. Păi cum faci? Cum închid contul și pa la revedere. Ai tu sânge în veioză. Ba da, în maxim un an o să închid tot. O să mai am deschis doar contul ăla la Ana. Fără vreau să închid tot. Iată, din roșiori, Florin. Cum adică, mă, sectorul 5 roșiori de vedere? De ce noi suntem tântălei voștri? Ne scuzați, am încercat și noi acum. Pe surse, Dragnea vrea să împartă România în 3 țări. Asta e ce mai tare, frate. Eu zic să o împartă în 7. De asta, țări istorice. Era cum era, Banatul, Crișana, Maramureș, Bucovina, Moldova, Ardealu, Oltenia, Muntenia și Dobrogea. Păi să fie mai multe țări, mă, băiezu. Bună dimineața și vouă tuturor. În felul ăsta poate să facă România federație. Dacă aveți, dacă aveți cumva idei despre cum să se numească cele 6 orașe. Ia fi atât, Statele Unite ale României. Nu, mă, astea din București. Cele 6 orașe din București. Cum să se numească ele? Am fi foarte curioși. Uite, eu am o idee. Sectorul 4 se numească Berceni deja, orașul Berceni. Dar ce, mă, ăla e departe Berceni? Ce Oltenița nu e tot acolo? Ce metalurgie nu e tot acolo? Ce IMGB nu e tot acolo? Ce te bagi? Tu vrei să se numească orașul IMGB? Da! Păi ce are? Foarte bun! Nu! Ei, ia zi tu! Ia zi tu ce vrei? Pantelimonezia! Ar fi o treabă, frate! Pantelimonezia! Biugi Mafia se numesc. Nu râde că a zis cineva. Bună dimineața. Băieței, 8:40, am primit un mesaj, iată, de la Mioara din Focșani, care spune așa: de Black Friday vreau următorul anunț, dacă se poate. Cumpăr urgent eșafod plus ghilotină pentru decapitarea de primar din capitală. Stai să caut aici. Unde e? Ghilotină. Ghilotină și... Da, semnează Liviu, nu știm cine, dar e... Din preț. E băiat bun. Avem preț pentru... Ia caută se hașie, vezi. Ghilotine hârtie, 75 lei. Nu, mă, ghilotine, uite, folosim... Ghilotine electrice. Aia mai bună. Uite, am găsit eu, vând ghilotină folosită de cel mult 2 ori. Ultima dată a fost ciomul la operație. Uite așa, preț acceptabil, 2 rate. A, nu e, e hidraulică, 27.230 de euro. Ghilotină hidraulică, dar ce ghilotină aia, mă, băiatule? Aia ți-o taie, mă, e cu presiune, cu dare cu apă. Nu e bună, trebuie să te chinui un pic. N-ai cum să tai așa din prima. Pe bune, cele 6 orașe se vor denumi după cei 6 cai. Adică? E va fi calul 1, calul 2, calul 3, calul 4, calul 5 și calul 6. Toți frumoși de pică. Mi-a dat ascultătoarea noastră mare fană, Carmenuța din Germania, mi-a dat un mesaj și mi-a spus: dezbor, mă, micule, nu închizi nimic, nu închizi niciun Facebook, că mai nenorocit. Ne puteți suna, trimite SMS sau contacta prin WhatsApp la 0729 655 555. Gata, imediat ne dăm live pe Facebook, stați pe aproape. Tăiere, ghilotină, tăiere manuală. 199 de lei. Păi e mag. Tăi, deci tu nu capul. Drink some margaritas, watch the blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Domnul Dragnea, am auzit că aveți afaceri în Brazilia. Eu n-am nicio afacere în Brazilia, n-am nicio proprietate în Brazilia. Este o legendă care circulă de foarte mulți ani. Dacă dumneavoastră sau alții încăsiți acolo proprietăți, vă promit că le donez. Nene Liviu, îmi dai și mie 2 lei și casa ma tale din Brazilia? Nu. Hai, bibre, nu fi țăran. Nu. Larga, larga, desta muie larga. Larga, larga, desta muie larga. Cronica Cârcotașilor, audio live. Bună dimineața, măi băieți. Ia să vedem domnul Orlando Teodorovici. Ivan, scuzați. Bună ziua, namaste, cavalieros. Domnul Dezbrăcatu. Aici, prezent cu horoscopul. Cătălin, la un moment dat. Domnul Șerban, plin de domn. Mai să ne mai cem domn, pe bine, bune. Să pic, să-i dau un share la eu, că suntem live pe Facebook și nu putem să trecem așa cu vederea. Ia, zici ce eu n-am apucat să... Păi nu, vreau să spun horoscopul. Ce vrei? Vreau să spun horoscopul, lăsați-mă în pace. Mă,
Dacia. 12 noiembrie, zi destul de interesantă, pentru că este formată dintr-un sextil. Cum adică lună, mă, destul? Lună, soare, echilibru. Sextil între lună și soare? Mulțumire sufletească. Băi, sextil. Detenționarea relațiilor sentimentale. Băi, noroc cu sextilul ăsta, că altfel ai treci la berbec. Da, hai. În prima parte a zilei este posibil să fiți cam visător și ideea e că noi toți de lângă dumneavoastră ar trebui să vă aducem cu picioarele pe pământ. E, na. Da. Ție nu-ți e rușine să mai arăți pe aici după tot ce ai făcut? Păi, bune. Uite, Taur, conjunctura astrală de astăzi vă conferă o creativitate deosebită, în special în domenii care au legătură cu arta. Puteți avea idei originale și ingenioase pentru rezolvarea unor chestiuni dificile. Bună, asta mă. N-am făcut nimic rău în viața mea. Da, și nici nu o să faceți. La Gemeni este recomandabil să vă ocupați de activități relaxante și să petreceți mai mult timp împreună cu cel cea dragă. Drag. Da, exact, mă. Da, să vezi, la RAC. N-am făcut nimic rău în viața mea. Ce să vezi asta, la RAC e cam pe același principiu, dragă Șerban. Trebuie să-și citesc. Este o zi bună pentru a face planuri de viitor, fiindcă ideile dumneavoastră sunt apreciate atât de partenerul de viață, cât și de partenerii de afaceri și colegii. Da, exact. Să la mic și rău. Ba, exact, ăla, ăla mic și gras. Leule, leule, fii atent, Orlando, aici, pentru că, spune așa, chiar dacă vi se pare că sunteți într-o formă excelentă din punct de vedere fizic și mental, vă sfătuim să nu neglijați odihna și să lăsați alcoolul. Eu sunt cinstit până în măduva oaselor. Da, cam bad. Cinstit, cinstit, da, bad. Am lăsat alcoolul, dar nu știu unde. Fecioară, în prima parte a zilei s-ar putea să fiți mai sensibil decât de obicei, așa că relațiile cu anturajul ar putea fi ușor tensionate. E-astrolog vă sfătuiește să fiți prudent și să nu faceți promisiuni pe care nu sunteți siguri că le veți putea respecta. E, na, sărași. Am impresia că nu ne mai înțelegem. E, mai bune, mult ca sigur, exact aici, s-ar putea să, nu e nimic concret. La balanță este posibil să aibă loc, să aibă loc schimbări semnificative în viața dumneavoastră, dar ce este foarte important, că s-ar putea să fiți avansat la serviciu. E, na, foarte bine. Foarte bine, bravo! Trecem la Scorpion. În partea a doua zilei, Nelly Vache, pentru că și Mata e Scorpion, s-ar putea să faceți cunoștință cu o persoană consacrată într-un domeniu creativ, care ar putea juca în viitor un rol important în cariera dumneavoastră. Ce vorbești, bă? Asta are o fermă de porci. Normal! A avut și o să mai aibă. Dar fii atent, a primit un mesaj interesant de la astrolog.ro. Vă rugăm, citiți ce scriem noi, nu mai puneți de la dumneavoastră. Săgetătorule, se pare că sunteți foarte ocupat cu problemele profesionale urgente și nu aveți timp de relaxare. Creativitatea, ingeniozitatea dumneavoastră sunt excelente. Excelente. Urâtule, unde dracu te uiți? La horoscop. Capricorn, aveți șansă de reușită în tot ceea ce întreprindeți astăzi. Este o conjunctură astrală foarte bună pentru a susține examene, pentru a prezenta lucrări artistice, proiecte, etc. Domnul Costi, zic, ce e cu tine, bă? Și e cu tine manhalul ăsta? Vărsătorule, se pare că vă gândiți de ceva timp să începeți o afacere, dar ceea ce vă împiedică să vă puneți planurile în aplicare este faptul că dumneavoastră trăiți în România. E, na. Un răspuns excelent. Bravo. Pești, dragă Dezbră, relațiile cu prietenii și partenerul de viață ar trebui să fie foarte bune. Aveți posibilitatea să petreceți o seară relaxantă în compania celor dragi. Ascultați-o. Ce merită Dezbră? Zim. Ce merită el? Ia. Ce merită el? Mi-a luat peisajul! Peisajul! Aie! Așa. 12 noiembrie avem așa astăzi aniversări. Grace Kelly, Sorin Cârțu, Nadia Comăneci, nepotul meu Costin din Canada și colegul nostru care nu a mai băut apă de vreo 16 ani, Răzvan. Un om senzațional. Da. Da, și foarte bun și, bă, și face cinste mereu și ultimul an de când am fost la party de ziua lui. Trebuie să vă povestesc. Orlando a făcut pe karatistul și s-a luat la bătaie, la trântă, la bua. Cine s-a luat, mă? Eu doar am ieșit, n-am făcut nimic. Ce ai? Da, a ieșit cu picioare și cu parcă e filmul mare, cu picioare stânga, mai am, dreapta. Mai am un prieten. Auzi, mai am un prieten foarte bun pe care vreau să-l salut. Ștefane, să trăiești. La mulți ani, să fii sănătos. Mulți ani trăiască. Mulți ani trăiască. La mulți ani. Dimineața zilei de 30, la ora 6, brigada de poliție rutieră a oprit un autovehicul condus de un cetățean în vârstă de aproximativ 45 de ani, cu un număr personalizat. Acesta operează sectorului 3. Acesta a fost condus la sediul brigăzii de poliție rutieră a capitalei,
unde s-au efectuat verificări. Fritz, agentul Zgureanu, completez și l-am arestat, mai ales că când a oprit mașina, a ascultat melodia asta la maxim. Cronica Cârcotașilor, în fiecare dimineață, între 7 și 10. Bună dimineața, am primit deja mesaje de la Turmentatul și de la alții care ne indică numele celor 6 orășele care se vor face în locul orașului mare, desfințat de Dragnea prin ordonanță de urgență, cum a spus doamna Fia. Ne puteți suna, trimite SMS sau contacta prin WhatsApp la 0729 655 555. Sectorul 1, șmecherenii. Sectorul 2, milogenii. Sectorul 3, bișnițărenii. Sectorul 4, obezenii. Sectorul 5, bulibășenii. Sectorul 6, turmentenii. Aia cu turmentenii, aia merge, toamna. Acum cu o păstrămioară, cu un vin de la bun de țară. Cotrocenii. Turmentenii, frate. Deci să revenim la oile noastre, să vă spunem că... Ce oie ai tu, mă? Nu, băga bântule, da, păi mai oi. Dar tu nu ești din București, ești din Gură. Am văzut meci o seară și a venit soția, m-a întrebat: te uiți la meci? Unu am auzit că a fost. Te uiți la fotbal? Nu, mă uit la Dinamo. N-am cum să mă uit la fotbal. Nu, cu tot respectul. Nutriționiști americani au studiat îndeaproape un grup de 1000 de voluntari cu vârste cuprinse între 18 și 55 de ani de ambele sexe timp de 2 ani și au observat că până la urmă viața sedentară și cititul în vârful patului presupune arderea unor calorii. Nu multe, dar presupune. Dar tu ce cură faci, dragă, de ăștia așa slabă? E, stau în mijlocul patului, da, cocoțată și citesc pe Facebook. Pe Facebook, dar nu, ci că la cărți scarte. Cărți! Deci în 15 minute ardem 22 de calorii, iar într-o oră în care citim o carte sau un ziar, ajungem să topim chiar 90 de calorii. Mamă, cât de multe! În timp ce citim încă o ciocolată care are 400. Exact, 90, 400 plus 90 minus, iată un 310 să trăiască. Adică te uiți la unul pe soare... Astfel, anemicule, nu ai citit că te ia mețeala. O persoană de 65 de kilograme care stă lungită timp de 60 de minute arde 50 de calorii, în timp ce o persoană de 72 de kilograme arde 68 de calorii. Bine, dacă se duc în parc și merg pe jos, ar avea 228 arse, dar nu se pune. Și dacă ești un taur comunal, cam câte calorii ai? Repede. De ce te uiți la mine? Că ești cel mai gras aici. Nu, dar zici taur, când ești taur... Păi da, zici taur, te uiți la mine, nu se rușine. Bun, și tu ne-ai recomanda că dacă vrem să slăbiți, adică dacă vreți voi să slăbiți, să puneți mâna să citiți? Da. Puneți mâna pe cărți? Evident. Da, dar poți să citești, de exemplu, dacă stai pe telefon sau dacă ai un Kindle. Nu. Trebuie mirosul ăla specific. De carte. Ai nevoie de cărți. Cărți? Fă cunoștință cu cărți. Dreptunghiurile de hârtie care conțin deșteptăciune. Te fac neprost. Studiile au confirmat. Cărți te ajută în viață aproape la fel de mult ca șpaga. Cum funcționează? Simplu. Cărțile conțin cuvinte puse într-o ordine care transmite idei. Ideile intră în capul tău și îl umplu cu... inteligență! A gândi provoacă inteligență. E ca și cum ai trage de fiare cu creierul. Nu ne crezi? Ascultă mărturia unor consumatori cărora cărțile a schimbat viața. Yes. Înainte, credeam că rima la mâna se face la ultima literă. Da, ești frioasă ca o mașină. De când cărți? Cărți, știu că se face la ultima silabă. Da, ești frioasă ca o mașină bengoasă. Are, mă. Cărți sunt niște filme scrise pe hârtie. Fata mea avea un handicap motor care nu-i permitea să scrie cum trebuie. Da. Călăsând pâlă. De când folosește cărți, gărgăriță, mi-am recăpătat fica. Cărți sunt ca un SMS foarte lung. Cărți se recomandă pentru orice afecțiune. Ești pasnic de noapte și vrei să ții plasma în rate? Cărți! Ai BMW și locuiești într-o garsonieră? Cărți! Vei vin cu cola?
cărți! Ascult manele! Cărți! Hei, dar eu nu ascult manele, ascult de toate, da? Cărți tu șapa mătii! Cărți tu șapa mătii! Caută chiar acum prin casă! Cu siguranță ai și tu cărți! În scurt timp vei putea să scrii tatuajele corect, da, și descrisul la filme și multe altele! Așa că pune chiar astăzi mâna pe o carte! Apropo de tatuaje, știi cum are Velea, nu? Dumnezeu e virgulă? Domnule Pleșu, ce ne puteți spune despre prostie? Oamenii inteligenți ating cote de prostie pe măsura inteligenții lor. Vorbesc deci ca un om atins de această boală. Toți suntem proști din când în când. Spunem prostii, facem prostii, votăm prostește. Tu te superi pe mine că te-ai născut prost? Păi e vina mea, e supărătă o pe părinții tăi. Dar nici vina lor săraci nu e. E vina la părinții, la părinții tăi. Băi, supără-te pe tot neamul tău. Așa să te Cronica Cârcotașilor, audio live. Bună dimineața, ora 9.00 în acest moment. Ne iubește, mă. Ne iubește. E fix, ne iubește. Toată lumea ne iubește. Ai băgat piesa aia cu Nakamura de la Clejan? Qu'est-ce que vous avez préparé pour aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez préparé pour aujourd'hui? Nous avons préparé pour aujourd'hui, Dja Dja. Dja Dja. Eh, Dja Dja. Aoleu. Hello, Kim Jong-un. Sit down and be calm, your overrated dictator. Boom. I make you bok. Boom, boom. Bok. Boom. It's war. Bok, bok. Boom, 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 boom. Cronica Cârcotașilor, audio live. Oh, Dja Dja. Oh, Dja Dja. Mai, dar nu se poate așa ceva. Auzim și noi o piesă. O compune Robert Georgescu, intră așa în legătură cu Dja Dja. Exact. Bă, și acum să căutăm pe YouTube și să vedem că piesa de fapt îi aparține lui Guță. Ia, dă să auzim ce cântă. Ce cântă Guță. Am rămas, nu se poate așa ceva. Ai rămas tu, mei, fiat. Ia, ascultați aici. Dă-i play, hai. Ia, să auzim. Ce faci? Auzi, pentru Dja Dja să știe. Adevărat. Băi, cum poate să copieze, băi, franțuzoica asta, bă, ce l-a lăsat pe Guță cu mâna la burtică. Da, tu ai văzut ce a copiat fata aia, cum o cheamă, mă? Ornella Vanoni a copiat de la Vigelie, melodia aia, apuntamentul a copiat de la Vigelie. Da, mă, dacă zic, dar nu se poate așa ceva. Auzi, da, voi ați văzut că, apropo de copiat și de ăsta, de Trump, că l-am mai devreme, mă, și enervez outrageous acum. Nu știu dacă ați văzut, dar Trump a venit în Europa ca să comemoreze că ostații căzuții în primul război mondial. A fost vreo 75 de președinți. A fost 100 de ani de la încheierea armistițiului. Armistițiului de la 11 noiembrie 1918. Ei bine, iată cei doi, respectiv domnul Trump și domnul Macron, s-au întâlnit împreună și am întâlnit și cu Putin. După ce s-au înjurat cu Merkel. După ce s-au înjurat ca la ușa cortului de aia, a zis Macron, americanii să plece, că noi ne facem repede armată, că noi avem arma nucleară, să plece, și englezii nu ne interesează, noi facem armată. Și Trump în avion, că avea net. Trump e și zis, auzi, era pe Twitter. Ne luăm și morții cu noi, aia care au căzut ca să apere Franța, nu, sau... Și le-a mai spus așa, tati, înainte să faci tu, băi, Macroane, treaba asta, dați banii, bă, plătiți, bă, că suntem... La NATO, băi! Noi plătim, noi suntem... My proposals for European defense are totally consistent with that. Macron. Nu mai e disponibil, păi, prea... L-au hăcuit. S-a supărat Trump. S-a supărat Trump și a zis, bă, ia, scoateți de acolo, bă, era... Chestia era că Trump, cum francezii în toate războaiele s-au crezut cei mai șmecheri. Asum, să știi că au armată. Stai puțin! Da, da. Nu vorbesc de când au descoperit ei arma nucleară. Da, da, vorbesc da. În primul război mondial și al doilea război mondial. Și tot timpul și în primul război și în al doilea război, bă, ce facem noi? Să noi ne credem șmecheri, dar tot timpul au venit americanii să ne... Analistul ăsta politic, calveze. Orlando, e ăsta, geomilitar, e... Vrei să vorbim despre criza rachetelor din pot Cuba, să domnul? Te ating, că mamă, știi cum te ating acum de... Ia, fă-i cu marker, ia să facem o... Principala ceremonie a fost la Paris, unde Emmanuel Macron a găzduit toți liderii politici. Ia, da, mâncare, băutură, cazare, deci a fost... Pentru a omagia memoria soldaților care și-au pierdut viața în cele mai sângeroase bătălii.
Printre cei 70 de șefi de stat, da, au fost și Vladimir Putin și Trump, dar și președintele Klaus Iohannis. Da. Oh. Știi ce mi s-a părut mie la Putin? Că a venit înțepat, cred că și-a băgat acidul la hialuronic. Era cu ochii mari așa să mira săracul, da, vrea și el să se mire, să se încrunte. Nu mai poate. Măi, pe o ploaie muhărâtă nașpa, da? Ei bine, Emmanuel Macron s-a întâlnit și cu Putin și cu Trump sub arcul de triumf. Au venit acolo și au strâns mânuțele la menghină, da, și au executat. Mă, ce mi-a plăcut mie cel mai mult? Rusul cum a stat față de american, că era lângă doamna Macron. Macron. Fii atent aici. Ce mi-a plăcut mie cel mai mult din toată povestea asta? Ia zi, băiețel. Este că la un moment dat a venit un saxofonist parcă și a cântat, da, Beethoven. La saxofon. La saxofon. Okay, before that I want to tell you one thing. Vreau să spun un singur lucru. Știi care ar trebui să fie capitala Franței? Toulouse. Toulouse again. You got it? No. Toulouse. Hai să ascultăm totuși. You don't got a point. Mie, bă, taci din gură că-i got a point. Outrageous. Mie mi se pare piesa asta a fi cea mai tristă piesă pe care am ascultat-o vreodată. Și de ce nu ne pui nouă? Și cred că pentru a celebra 100 de ani de la armistițiu, cred că oamenii chiar merită să ascultă. Okay. E o fiță, am și o fiță. Hai, bine, asta, atunci pot să-mi dau căștile jos, din, da? Când în când mai bag câte o fiță de asta. Dar ceva frumos așa pe, e pe frumos. Veselie, nu așa? Pe că, nu, pe veselie. Na. E și luni, bagi de asta. Na, na. E Cronica Cărcotașilor cu Huidu Dezbrăcatu și mai era unul, Orlando. Radio Cronica Cărcotașilor cu Huidu Dezbrăcatu și mai era unul, Orlando. Domnule Gargamel, pardon, domnule Tudorel Toader, pe ce principii schimbați legile justiției? Standarde, exigențe constituționale. Așadar, în principiu vrei să luați șpaga la liber, nu? Cine face o afirmație trebuie să o și dovedească. Ok, dar auziți, dacă vă dau un pachet de țigări, se pune că am dovedit? Așa scrie în Constituție. Cronica Cârcotașilor, audio live. Iată, Costi ne-a dat un mesaj pe WhatsApp, ne-a spus așa. Neața, băieți, băi, Șerbane, schimbăm muzica aia, frate, că ne dai în depresie, nu vezi cum e afară. Eu i-am zis, și nu m-am înțeles cu el. Nu, da, trebuia să celebrăm și noi faptul că s-a dus. Păi cum ne faci, celebră și tu, mai vesel. Uite, de exemplu, vreți o veste veselă la toată ceața asta? Ia zi. Uite, Raluca, o bună prietena mea care este acum în Olanda la un târg de tractoare. Acolo plouă tot timpul. Nu. Vă rog mult de tot, Dezbră, să vorbiți de tractorul nostru care este, care face furore aici la târg. Olandezii sunt interesați de a cumpăra de la noi tractor. Am vorbit săptămâna trecută, dacă merge mai țin. Merge tractorul meu. E la târgul de tractoare din Olanda. E, na. Am dat știre săptămâna trecută cu tractorul produs. Am făcut tractor, în, da, și uite că România. E foarte ok. Și la un preț foarte bun, am înțeles de... Foarte bun tractorul. Dacă ții piesele de pe AliExpress, îl poți asambla tu, e ca la Ikea. Îți faci tu la acasă. Nici chiar așa. Nu, glumesc, dar mi-a zis, uite, că olandezii sunt interesați de a cumpăra tractoare românești. Da, am înțeles că are 18 cai putere. Ce să faci cu 18 cai putere? Da, bă, dar ce contează că ai... E cuplu. N-o să cai putere, dar ai de asta, cum zice... E vorba de cuplu? Ai reductorul. Reductorul e foarte bun. Și pentru că e reductorul bun, păi să știi că dacă e bun, bun, atunci, băi, merge, băiatule. Deci, atenție, e vorba de tractor, păi să mergem cu tractorul, bă, băi. Tractorul pentru ascultătorii noștri care... Deci, pentru toți ascultătorii, eu vreau să dau o știre despre activistele fame, alea care s-au dezbrăcat. Păi, să le luăm și le puneți dezbrace pe tractor. Exact. Să vină să dea curțuțele în tractorist. Tractoristul Gică. Hai da, băieții. Da, mă nivelă, mă n-auză. Hai, măi, Gică. Tractorul bate motorul, merge la vale, doarme șoferul. Măi, de măsne cu meteo, măi. Păi avem o... Vremea este tarieria, este ceață, uite așa. Dar curând va fi mai bună, nu vă mint că e minciună. Aveam un cod galben de ceață până la ora 8 și uite că l-au prelungit. Da, până la conform programului de guvernare, până pe la 10. Așa, e bine. 12 grade, vremea e
Reluare. E reluare. Da, merge, scade, nu? Scade, da, scade temperatura. Și să știi că m-am uitat pe prognoză prelungită până prin ianuarie. Da? Prin ianuarie o să avem zăpadă. Ce vortex ai, v-am speriat, v-am zis așa mai mișto. E, da. Nața! Ce vortex, mă? Sunt Victor Ponta, domnul președinte. Am fost supărat. Prietenii se mai supără. V-am lăsat demisia mea în alb și am scris pe ea cu cerneală simpatică. Începe așa. Eu, subsemnatul Mircea Gioană, m-am găsit un sertar la partid. Cronica Cârcotașilor. Huidu, Desplecatu și Orlando. Și Orlando bea bun, dar doarme. Acum să vă spunem ce s-a întâmplat în Franța când au venit toți președinții să facă, să dragă, să se plimbe pe jos, dar ăsta Trump a venit cu machineta lui. Trump a zis că trebuia să se ducă la cimitirul soldaților americani, dar n-a mai ajuns că ploua. Și era trafic. Îi proștea coafura. N-a mai ajuns că era complicat. Șoferul lui a văzut că avea suport, că era pe Waze. Aha. Și a zis că plouă, nu mai. N-avea loc de parcare. Ei bine, două activiste femen au reușit să treacă de barierele de securitate de pe Champs-Élysées duminică, în momentul în care mașina în care se afla președintele american, Donald Trump, a trecut, se îndrepta către Arcul de Triumf. Da, dar au fost trei, nu două. Femen sunt fetele alea care protestează în țâțele goale. Ne-au stat dezbrăcate pe ploaia aia, dacă mărăceau. Da, pe bune. Cele două fete au fost reținute, ele erau pe jumătate dezbrăcate și aveau scris pe corp mesajul Fake Peacemaker. Fake media! Hai, fake break, e adevărat. Fake media, outrageous. La toată nebunia aia de acolo, te gândești cum era să apară în spate floricica noastră? Care să fie pace! Să fie. Da, auzi? Da, îmbrăcată, nu dezbrăcată. Că nu, se speriau trupele alea. Mureau dracu toți acolo. Făceau o inaniție. Până una alta, să știți că... La noi, la Iohannis, i-a arătat ceva? Mă, că nu s-ar fi băgat, dar s-ar băga la Putin. Nu, da. Am înțeles că Putin l-a și curăjea la un moment dat. Au fost și la Iohannis, tu știi ce au scris? Yeah. Fake president. Mă rog, președintele rus Vladimir Putin și cancelarul Angela Merkel, care în tinerețe a fost militantă de asta. Am văzut un poze cum mergea ea pe plajă și era militantă femen de asta. Ei bine, au participat ieri la celebrarea centenarului sfârșitului primului război mondial, țaca-paca. Ar fi fost interesant să vedem și noi cum vin fetele și fac de asta în viorare. Păi era în sus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acum ne trezim aici cu activistele femeni, în fața noastră aici, a radioului. Ce bine ar fi. Dar și tu ai geamuri fumurică, nu-și dă seama că noi ne uităm la ele. Da, n-ar vrea nimic să se antreneze un pic. Avem lumina prinsă și ne văd. Auzi, care sunt cele mai cunoscute reprezentante de la femeni astea? Tatu. Cele care sunt, Tatu. Redagonia. Îți dai seama ce bătrân sunt? Tu ești bătrân, mă? Tu tași din gură, mă. Piesa asta cânta... Tași din gură, 2000. Tași, mă, din gură, tu, mă. Bătrânule. Nu pot să nu mi-aduc aminte că piesa asta a fost promovată în România de Andrei Gheorghe. Mamă, ce m-a ascultat, mi se părea foarte interesant. Și l-a și adus în România. Nu știu dacă l-a adus, dacă l-a adus. Dar Gheorghe era jumate rus și i-a plăcut foarte mult piesa asta. Ce plăcată, e jumate bulgar, jumate ungur? Uite, Puștiu ăsta, Puștiu, auzi, mă pomenește Puștiu. Apropo, se gândește, cred că e singurul român care o să mai rămână după Brexit-ul ăla. Da. Ăsta Orlando povestea că, băi, cum au trecut banii ăștia, parcă ieri eram adolescent și eram, ascultam și mă jucam în țărână. Nez Nandagonia. Tărână, te jucai tu, eu mă jucam cu fetele, da? Ia, e mai evoluat un pic, e mai trecut... Asta ai făcut în tinerețe, acum te joci cu Bernie. corect! Bernie fiind cățelul lui. Da, să trecem mai departe. Iată un exemplu pentru fiscul din România. Se pare că NAF-ul francez
va trage cu ochiul, este NF, va trage cu ochiul la pozele de ochiată de pe Facebook și Instagram pentru a identifica evazioniștii. O să, adică, o să fie un, o să angajeze păgăcioși. Lasă-mă un pic să vorbesc, că se spune. Fiscurile francize va demara în 2019, 2019. Mai o acțiune de identificare de evazioniști folosind conturile de social media care vor fi analizate de către inspectori, a anunțat ministerul de la buget, monsieur Gérald Darmon, de Reuters. Adică ce voi face dacă te-a mâncat în înțelegi merde, te-a mâncat în păpă și te-ai dus în insule Mauritius și ai pus de acolo poze cu iubita. Dar în restul nu ai plătit taxele? Cu 20 de ani mai tânără. E bine, iată vine fiscul francez și zice, fute-mă le can, coșon. Dar o să vezi, că o să, vezi că o să apară pe Instagram, de exemplu, acolo unde toată lumea e frumoasă, veselă și bogată. O să apară aplicații, faci poză prin aplicația aia și în spate nu se mai vede ocean. No. Îți arată o cârpă, o bucată de o magazin de săhaș. Dar numai pentru de la ANAF, numai pentru ăștia de la ANAF. Auzi, să faci, să faci poze în vacanță prin fața magazinului secret. Deci măsura este partea legii emisă luna trecută, mentre să întărească capacitatea de autorități de a lupta cu evazioniștii fiscali, folosind analize minuțioase de la date personale aflate online pentru a sprijini la control financiar. Acum dacă te gândești că din 2019 o să se implementeze și la noi, Dragnea nu mai poate să pună poze cu Brazilia. Nici cum. Cu Belina, nu mai. Eu vreau să zic ceva, mâncați așa. Ia zi, bine că trăiesc în România, că altfel îmi lua ăștia palatul. Tu? Măguța, qu'est-ce que vous avez préparé pour aujourd'hui? Mon chef Dragnea, j'aime votre français de teleorma. Preparai praz cu limbă. Poți să zic eu ceva în franceză? Prazul cu limbă. Doamne, mă, să încheu rujul cu prim. Mor, șeful, tu știi și braziliană. Pula, băi, pula, caval, pula, cavalul e boi. Cronica Cârcotașilor, audio live. Bună dimineața, bun dimineața. Bun dimineața. Seară la Dinamo Steaua, după care m-am uitat la Juventus AC Milan. Mamă, ce teren aveau, e incredibil. E vreo diferență? Nicio diferență, bă. La fel, la fel. Terenul la fel, jocul la fel, băi, deci a jucat senzațional. Știi care e diferența? Care? Că ai mei mănâncă, mă înțelegi, brânză de oaie, da? Și aia mănâncă mozzarella de aia. Bă, Sunt Modrie, transmit în direct de la derbiul Dinamo cu FCSB. Iată, acțiune periculoasă pe partea dreaptă a Steei. Se apropie de poartă, centrare, demarcare pe dreapta și. Jocul se oprește câteva momente. Tava și-a fluierat, acum s-a întins pe gazon și cere o sticlă de recaș de 98. Păcat, a fost la un pas în fața golului. Atât din sticlist pentru astăzi. Cronica Cârcotașilor, acum live pe Facebook. Suntem cu foarte mulți ascultători din Timișoara, ne ascultă pe aplicație. Aplicații, da. Circa 2. Nu. Maxim 3. N-ai cum. De ce exact? 8? Hai să fie. Marul Timișoara îi spune așa: nu putem pune, domnule, cioara mai presus de om. Pentru că de ce? În centru acolo, lângă catedrală, sunt cele mai multe ciori din lume pe cap, pe metru pătrat. Da, unele dintre ele au cumpărat clădiri vechi. Deci eu cred că, da, dar nu e acolo chiar în centru unde sunt clădirile. E mai har canal, nu te-ai băgat-o. Deci timișorenii sunt exasperați de numărul mare de ciori care au pus stăpânire pe parcul din centrul orașului. Toată România așa. Problema devine și mai gravă toamna, când stolurile se mută la periferie ca să grăsească hrană în locurile de unde au luat ei case.
Cârpaci. Nu vorbești, mă, păi, am văzut cioară care a plecat, bă, ea cu, cu Tom Beron, nu m-a luat Tom Beron. E o cioară din specia Ciorix cârpaci, așa se numește. Și trăiesc mult, aia e problema. Aia e faza și prin Germania au fost, au emigrat, s-au întors, bă, e plin, e plin. În Timișoara acolo e plin, în centru de ciori. N-am văzut așa ceva. Iată, spune primarul, noi am pus tot felul de capcane, aplicații, am dat aplicația. Dom'le, n-am prins ciurile și când să prindem ciurile, ne-au și zis la un moment dat ăștia de care militează pentru egalitatea în drepturile ciorilor cu cetățeni. Da, și până la urmă trebuie să lăsăm ciurile în pace, dar s-au mulțit atât de mult încât au venit unii și au zis, domnule, orcioara, ori timișorean, nu se poate așa ceva. Asta, de ce, puteți spune, domn primar, dacă ne ascultați și știm că ne ascultați, da. Că aveți și dumneavoastră acum casca în ureche, că ați descărcat aplicația, da. Luați pentru rozătoare. Niște chestii astea mici. Păi dacă au intrat într-un depozit de fier vechi unde era o locomotivă trasă pe dreapta, n-au avut flex, n-au avut nimic. Ciocul au demontat tot locomotiva. Da, bă, frate, incredibil. Și au spart nitul la locomotivă. Eu vă spun, nu știu ce, la știrea asta... Dă-te, Gicuță, ce melodie de... Exact melodia asta, ce traga nebunit, Gicuță, băi, ești tâmpit, pă, cu... Hai, mă, n-ai Gicuță e calculatorul nostru cu personalitate. Da, frate, deci da. Nu știu ce... Am găsit o melodie, ce să zic... În dimineața zilei de 30, la ora 6, brigada de poliție rutieră a oprit un autovehicul condus de un cetățean în vârstă de aproximativ 45 de ani, cu un număr personalizat. Acesta operează sectorului 3. Acesta a fost condus la sediul brigăzii de poliție rutieră a capitalei, unde s-au efectuat verificări. Agentul Zgureanu, complectez și l-am arestat, mai ales că când a oprit mașina, a ascultat melodia asta la maxim. Cronica Cărcotașilor, în fiecare dimineață, între 7 și 10. Domnul Iohannis, ce face pisica dumneavoastră în caz de cutremur? Dacă se cutremură pământul, face sens să intri, de exemplu, sub o masă. Nu face sens să intri în lift. Atunci ies, dar dacă mă prinde ploaia afară? Dacă plouă foarte puternic, nu face sens să vezi dacă știi să noți într-un râu care s-a umflat. Face sens însă să te refugiezi pe cel mai apropiat de... Da, am înțeles, dar în ce limbă e face sens ăsta? Nicht dem entspricht, was für Rumänen notwendig ist. Cronica Cărcotașilor, în fiecare dimineață, între 7 și 10. Auziți? Bună dimineața! Bună dimineața! Hai să vă spun o chestie, dacă tot am făcut horoscop la fără un sfert, la 8, 9 fără un sfert. Am zis, hai să găsim un alt fel de horoscop, așa mai pe final de program. Mai pe light, așa. Unul mai pe light, mai pe așa. Și uite, am găsit o chestie foarte interesantă în Click pentru femei. Un alt fel de horoscop. Și scrie așa, cum căracii au toane, lei vorbesc doar despre ei. Tu ce obiceiuri enervante ai tu? Bă, obiceiurile enervante ale zodiilor. Ale zodiilor, da. Și uite, la Berbec, de exemplu, el nu este dispus să facă niciun compromis și poate avea o personalitate destul de autoritară față de toți cei din jur. Te rog să-ți măsori cuvintele. Așa e, uite, ia să vezi. Ia, zi tu. Așa, ia. Uite, Taurul, spre exemplu. Taurul este curios și simte nevoia să atingă tot ce vede. Adesea, cu rezultate dezastroase. I-a furtat, doamne. Păi da, atinge tot ce vede. La tine, Șerbănică, pentru că dacă tu nu dormi, ești nervos și dacă trezești cumva un rac care nu și-a făcut somnul de frumusețe, jar mănânci. Am devenit slab de nervi. Exact. Da, bine, trebuie mai devreme de gemeni, să spunem. Zodia gemeni este cunoscută pentru atenție și pentru abilitatea de a vedea două fețele unei probleme. Pentru că este un nativ agil mental, nu vede nimic în regulă cu planurile multiple. Bă, ești bărbat sau ce chiluțe? Da, la leulică, să vezi leule, Orlandinho, mândru, leul va plictisi lumea din jurul său cu povești doar despre el. Normal. Mai tu ai auzit de striptease. Te dai mare acolo.
Așa. Fecioară. Fecioară este pretențioasă în orice aspect al vieții sale, de la mâncare la întâlniri. Poate fără tact, însă problema este că are niște standarde incredibil de înalte. Oh, în declarația lui vorbește despre niște femei, dar nu de ce o adresă, absolut nimic. A, lasă cu aflăm. Fecioară. La balanță, de exemplu, este prietenul ideal pe care nu-l mai vezi și nu-l mai auzi în momentul în care intră într-o relație. Ia auzi, bă, extraordinar. Bă, ce zod de mișto, bă, băiatul. Bă, drăcie, ce să fie? Scorpion. Fii atent la scorpion. Scorpionul are un obicei de a dispărea atunci când este momentul să-și suflece mânecile și să se apuce de treabă. De ce minți? De ce mă minți? Nu știu, bă, ce oameni serios sunt. La săgetător, Veve, da, doamna Dăncilă, săgetătorul cunoscut pentru cuvintele sale mari, poate fi destul de haotic în momentul în care... Haotic, nu haotic, haotic. În momentul în care e obosit. Să trăiți, vă mulțumesc. Asta e obosită de când s-a născut și trebuie să te odihnească, frate. Deci, clar. Capricorn. La Capricorn e simplu. Are de asemenea obiceiuri obsesive repetitive, pe lângă faptul că e mai este și uituc din când în când. E compulsiv repetitiv. Te rog să-ți măsori cuvintele. La vărsător, de exemplu, pare el distant, plictisit, dar uneori chiar așa se simte. Este inconfortabil, este timid și pe emoție foarte exagerat. Nuclear, stai dracu, jasna. Pești, dezbrea să vedem ce scrie la tine. Un nativ din pești poate intra într-o cameră și nici măcar nu-și amintește de ce s-a dus acolo. Își pierde mo constant cheile, ochelarii, telefonul, cam tot. Așa. Iar atunci când își pierde lucrurile, devine foarte nervos. Păi știi de ce nu și aduce aminte? A. Mi-a luat peisajul! Claro que sí! La mulți ani celor născuți astăzi. Avem pe Nadia Comăneci. E foarte bine, fii atent. Ascultă, știi că ascultă. Urmează o piesă senzațională pe care o ascultam la Radio Contact. A fost reclamă pentru ceasurile Swatch. Zici o Swatch? Da, Swatch. Să vedem dacă știi. Tu știi, mă? Aia era prea, nu știu, ai uitat. Da. Tu știi, mă? Nu. Ia, ascultă. Mitch Ure. Am ca prostul la Harvard. Mai aveam un an să termin masteratul. Și să ce? Să vin în România să stau pe la uși să nu mă angajeze și să-mi spună că sunt prea calificat? Așa că m-am întors la videle și acum lucrez la o vulcanizare. Aștept să mă ia PSD și să mă pună prim-ministru, că am origini sănătoase. Păi nu? Vai, aceste cuvinte ne doare. Cronica Cârcotașilor, audio live. Bună dimineața, audio și mai live. Bună dimineața. Mai avem doar 5 minute până când trebuie să ne luăm valiza, să plecăm acasă. Da, tu ți-ai plapuma și perna. Mă, da, noi plecăm la job. Fii atent, am descoperit o chestie foarte interesantă, că au auzit americanii de noi. E, na. Da, nu știu dacă știi. Senzațional. Am citit o chestie cum că o jurnalistă din Statele Unite. Da. A venit și a trăit în București 36 de ore, da? Și a vizitat vila lui Ceaușescu. La ce ziar executa aia? Libertatea. Nu mă... În America, mă. Nu știu, mă. Hai, mă, ceva cu asta de cancan, de... Mă rog, hai, mă, că nu-i cancan, bă, băi. Revista e... pentru femei, uite. Click pentru New York. Hai, mă, băi. Deci New York Times este. New York Times, aoleo. Așa, pe doamnă, vrei să spun și cum o cheamă și ce zodie? Da, dacă ai putea. Susan, ce Susana. Bine, nu trebuie să-i faci astrogramă. Da, așa. Vreau să spun că pe ea au impresionat-o foarte mult micii de la obor. Da, yeah. Și ea a zis că a fost în muzee, că a fost la vila lui Ceaușescu, că a fost la Casa Poporului, că a fost... Dar știi, cel mai mișto și cel mai mișto au fost micii din obor. Da, dar știi de ce a dat afară Didi? Ea vizita casa lui Ceaușescu și a dat-o la un moment afară. E, na. Pentru... Aia. Și a zis, ce faceți, doamnă, aici? A luat de aia cu... Și s-a bălbuit, că ea n-a știut că micul creează. N-a știut că ea... A mai băut și trei beri după aia. La halbă, la obor, acolo, da, la nenea Didi. Extra. Aoleu, cât usturoi, aoleu. După 36... Mamă, după 36 de ore au trimis un aeroport. Pentru că, de exemplu, noi la film... Da, n-au primit un avion. Suzan, mamă, potolește-te. Potolește-te, Suzan. Ne dă lumea afară, Suzan. Chill. Și-au trimis un aeroport și în avion. Băi, nene, în avion a autorizat ea. Aterizare de forță, de urgență. Da, mă, săraci. Pentru că a zis, pilotul a deschis și a zis, mici...
Doamne, de la obor? Problema e că dacă băga la mine, nu mai dădea nimeni afară de la avion, o dădea afară de la aeroport cu totul. Băga doi mici și o ciorbă de fasole cu afumătură. Bis! Mâine dimineață! Hai da! La ora 7! Alături de voi, Cătălin Dezbrăcătu! Orlando! Domnul Sherban! Uiu! M-am pupat, pa! Doamne, ce-mi place melodia asta, te chiar o da!